Tu l-ai, Doamne, dar mult mai întârzie punctualitatea asta a românilor, Doamne Dumnezeule. Bine ai venit, dragă și scumpă colega mea de cântec, și sper eu și de scenă. Ia, scuză-mă că am întârziat, dar am avut o cântare până dimineață și... Și te-ori cântărit bine? Dar tu l-ai, Doamne, cum să ai cântări în Sfântul Post? Pe care e problema? Românii se distrează indiferent de zi. No, bine. Bei o limonadă cu colegul Marcel. Mersi, dar mă doare gâtul. Oh, de la cântare l-ai forțat? A, nu, că am făcut playback. Bine că n-ai făcut playback. Ce să fac dacă mă cheamă lumea? Deci, dintr-o cântare în cântare. Nu refuza pe nimeni, că dacă nu te duci la una, după aia te uită. Bravo, ferice de tine, că eu abia am prins luna trecută să cânt la o nuntă de aur. Ce? Și ce? Că pe când să-mi încep programul, i s-a făcut rău la generică și o chema smurdu. Dar la festivaluri mergi? Da, pic cu festivalul, n-ai văzut că e o problemă, se tot retrag artiștii, cum a fost și la Snaga, cum a fost de nou venit Nicki Minaj atora. Nu a venit, nu s-a prezentat. Bine, bine, dar tu? Eu am ajuns, mi-a ajutat Dumnezeu și am cântat la festivalul Plăcintilor pe Lespede. Cu ce? Cu Silvoiz. Am avut noroc că nu s-a prezentat Darius Marțian Pop și am putut intra eu în locul lui. De ce? Eu fătat o vacă. Și la concursuri? Nu mă mai duc când mă ține vocea, mă mai duc, să știi că am și câștigat un premiu la ultimul la care am fost, nu că mă laud. Bravo! No, bine, locul 2 am luat dihorul de argint. Vrei să ți-l arăt? Vai, nu, mersi, Doamne. Că-i acolo, pe dulap. Da, auzi, draga mea, tu cum îți reîmprospătezi hiturile? Pe unde mai mergi să culegi piese frumoase și tradiționale? A, nu, eu mi le compun pe calculator. Să știi că e mai safe. Deci poți să mergi și să începi să culegi folclor din sate, dar te prind ciobanii și... Și mai bine să te prindă ciobanii acolo pe munte, într-o văgăună, decât să te prindă ursul. Dar e mai safe pe calculator, să știi. Păi să știi că oricum mai avem instrumentiști, despre ce vorbim. Du-te! Tinerei aia cu freze care țin de instrument, zici că e bibelou. Așteaptă, gândești, să le sufli tu în el. Ei să nu mai facă niciun pic de efort. Da... Dar pentru ce te-am chemat eu aici? Ca să-mi dai 1000 de euro datoria, nu? Dragă, nu stai tu în banii aceia. Păi, Marcel, acum deja de 5 luni mă tot duci cu vorba. A venit vremea, dar până la una alta vreau să-ți propun un mare proiect. Te apuci de imobiliare și tu, nu? Doamne, mă apuc de un proiect de suflet. Am scris o melodie pe care să o cântăm noi în duet și care o să ajungă în trending pe YouTube. Doamne, nu cred. Serios, o să fie hitul nunților pe 2024. I-am și scris primele două versuri, numai ascultă-le. Tătă zuas pe TikTok, și nu mai lucrez deloc. Și acum scriu refrenul. Scriu ție refrenul, ce prostie, că toată lumea se regăsește. Tot românul e pe TikTok și nu mai lucră deloc. Îți dai seama, Doamne, ce idee am. E o prostie. Toți românii la anunț or să cânte după muzica noastră. Te rog frumos să mă sun când ai datoria, bine? Te duci, așa-i, pleci și mă lași pe mine. În lupta cu mafia din folclor. Te duci, așa-i, lasă că știu eu că te ții cu Liviu Ian, cu Bistrițianu. Știu eu, lasă că intru în presă și dau cu voi de pământ. Nimănii.